Nadine a fost părăsită de tată la vârsta de 2 ani, iar mama ei s-a stins când ea avea doar 6 ani. Atât Nadine cât și sora ei au rămas în grija bunicii, dar aceasta a decis să le ducă la orfelinat. Nadine își adună puterile și vorbește despre experiențele trăite într-un orfelinat în anii 80, una dintre cele mai groaznice perioade ale comunismului din România. Îmi amintesc doar că aveam 6 ani, dar nu mi-amintesc ziua, perioada sau nimic. Și atunci am intrat în casa de copii și am rămas acolo câțiva ani. Care a fost percepția ta de copil atunci când ai intrat? A fost de un abandon total și un gol imens care vreodată nu se va umple. Știam că tot ceea ce se întâmplă e doar o chestiune de timp. Deci știai lucrul ăsta, simțeai? Era intuiție, da. Intuiam, deși aveam doar 6 ani, doar 7 ani, doar 8 ani, că nu se mai termina, știam că e mult, știam că așa, dar știam că toate se... simțeam timpul, simțeam că e o chestiune de timp până când ceva se va schimba. Nu mai bine sau mai rău, dar ceva se va schimba. Și cumva asta îmi dădea un confort în toată mizeria aia. Da, da, da. Știam că e așa, și atunci am învățat, noi ne băteam foarte mult acolo. Ne băteam pe săpun, ne băteam pe așternuturi de pat, ne băteam pe pijamale și pe mâncăruri dacă primeai ciocolate, că veneau în vizită oameni cum se duc acum. Și duc ciocolate la copii și stăteai aliniat, primeai o ciocolată, dar ți se făcea semn că nu trebuie să papi ciocolata, tu știai oricum că nu trebuie să papi ciocolata, că trebuia să mulțumești, să ții ciocolata și să duci să o predai mai departe celor mai mari, știi? Și am predat-o și eu o dată de 2, de 7, de 9, până când, și ăla a fost un moment. Și știu că mă uitam la ciocolată, eram în șir, oamenii aia, îți place, te bucuri, rahat. Și am desfăcut tu ciocolata. Cu multă îndrăzneală. Cu sfidare, am fost singurul copil din rând care a desfăcut ciocolata. Ca în filmele cu mafioți, știi? Nu cred! Și am desfăcut-o și mă uitam la așa și mi-a făcut, știam că o să urmeze o bătaie. Și ăla a fost momentul când mi-am asumat că indiferent ce se va întâmpla, fizic și așa mai departe, eu mi-asum chestia asta. Și mi-a plăcut pentru că în viață am retrăit situația aia de ăsta e momentul. Aleg să pap ciocolata, aleg să-mi o iau. Nu știu dacă mă mai ridic sau nu. Poate mi-e să dau și eu, poate nu. Și a fost un moment frumos în relație cu mine însămi și cu lumea exterioară, știi? Și cum te-au perceput ce au zis ceilalți copii? Cei care n-au îndrăznit niciodată să facă asta. Din păcate, după aia eu am devenit o bătăușă. Din momentul ăla am prins gustul la ce înseamnă să pot să-mi protejez trupul, să-mi pot proteja resursele, știi? Foarte primitiv, dar din păcate ăla este nivelul la care ești ținut acolo. Atunci am început să mă bat și totul trebuia să se termine dacă nu vedeam sânge, nu mă opream. Și a fost o agresivitate pentru care am avut nevoie de ani mulți de terapie ca să înțeleg că dintr-un conflict poți pleca doar cu argumente. Dar ți-amintești de vreo doamnă de la orfelinat, tot zic centru de plasament, o doamnă drăguță care se purta frumos? Care ți-a rămas la suflet? Nu mi-amintesc. Îmi amintesc, în schimb, că le căram traiste cu mâncare de la cantina noastră, de la bucătărie, pe ușa din dos. Și știu că în perioada aia căram multe traiste și făceam așa un șir din ăsta în care duceam și ne duceam pe niște străduțe, ne așteptau niște oameni și noi duceam zahărul, uleiul, ce aveau ei acolo, cărnuri. Mi-amintesc traumatizant, primul lucru, care de atunci mi s-au activat și obsesiile compulsive, cu care încă și acum mă lupt. Primul lucru, când intri într-o casă de copii, cum a fost în cazul meu, te dezbracă să-ți dea haine. Așa era pe vremea mea. Te dezbrăcau, că ale tale nu erau bune și îți dădeau ei. Și îți dădeau niște haine, evident, purtate de alții, dar pe care eu le-am perceput ca nepotrivindu-se, zgârind, și e și un simbol pentru cât de la locul meu aveam să mă aflu din acel moment pe mai departe. Și ăla a fost un moment de, erau două lumi în mine, trupul meu și aceste chestii pe care trebuia să le pun deasupra. Nadine își amintește că în anii 80 era un obicei ca în preajma sărbătorilor diferiți oameni să ia acasă pentru câteva zile câte un copil din orfelinat. Nimeni nu te întreabă dacă vrei să te duci. Și asta, da. Toată lumea presupune că vrei să te duci. Nimeni nu te întreabă dacă vrei la doamna sau la domnul. Cu domnii sau... Se presupune că unde te duci e de bine. Se dispune de tine.
Fă-ți bagajele cu tărică, cu tărică și cu tărică, să coborâți, că vă așteaptă și vă duceți. E, norocosule, iată, ți s-a pus Dumnezeu mâna în cap. Mamă, păi dacă mi-a pus Dumnezeu mâna în cap, dar ceva sigur bun se va întâmpla, pentru că Doamna azi când mi-a pus Dumnezeu mâna în cap. Să fii cu minte, să ai grijă, să nu ne faci de râs, să nu știi ce, să nu știi ce, să nu știi ce. La asta mă pricep. Deci ce voi face când voi ajunge în vizită? Voi fi invizibilă. Voi face orice să nu supăr, să nu deranjez, ca să mă ții. Ca să nu stric frumos. Pentru că tanti a zis că Doamne ferește dacă faci. Ce fac oamenii normali? Că nu fac nimic, că nu știu ce fac oamenii normali. Nu risc nimic. Și te duci și stai... Doamne, mi-au dat un copil de stricat, nu vorbește, nu se... Păi da, săracul nu vrea să facă nimic, ca nu cumva să te supere ca și tu. Și oricum să la zici. Final se întreabă, cu ce am greșit de am ajuns din nou aici? Exact. Și după ce se termină trăznaia asta în care mănânci împreună cu niște oameni, au frigider, tu ai voie la frigider. Tu te poți duce să vezi haine în dulap, tablou pe pereți, scaune și tot felul de lucruri care n-au nicio noimă. Pentru că tu știi că are noimă să ai un pat și să ai lângă o noptie. Și undeva acolo pe perete fiecare are o fâșie de dulap. Dar ce folosesc toate chestiile astea? Cine le cumpără? Care e noima? Cât am stat în fiecare vizită din asta, uite așa eram ca ciobanul în par, rezemate. Ce dracu a trebuit toate astea? Dar de ce le cumperi? Dar ce face aia? Dar fabulos pentru copilul care era. Și după, la un moment dat, într-o dimineață, vezi că iar ai bagajul făcut. Dar ție nu ți-a spus nimeni, tu vii aici și stai doar două zile. Și după aia o să te întorci și poate ne vom mai vedea sau poate nu ne mai vedem niciodată, pentru că eu nu m-am mai văzut cu niciunul dintre acei oameni. Dar cine erau oamenii care te luau? Niște buni samariteni care s-au gândit să salveze niște copii de sărbători, să vadă și ei cum se fac lucrurile într-o familie. Bă, mie mi se pare oameni buni, sunteți sadici. Eu când am văzut bagajul, am stat doar să dau înapoi evenimentele ce am făcut. Da, normal. E inevitabil. Și să vreau dacă se poate, să pot să apăr. Să repar, nu? Să repar. Pentru că stai puțin, dar tu n-ai un cuvânt de spus, că nu despre tine e vorba. Era vorba despre ce credeau ei că tu ai nevoie, presupunerile lor, bătăile lor de câmpi, despre ce ai simțit tu, o ignoranță și o cruzime am simțit. Și din păcate trec ani și se repetă comportamentul, pentru că tu, copil, nu știi să identifici că te doare, da, nu știi unde să poziționezi ceea ce trăiești și te adâncești într-un de nenegociat adevăr intern, că nimeni nu te vrea, că nu meriți, că oricum cu oamenii n-are rost, că... care îi face pe oameni de ajung ca mine, în cazul meu, să se apuce de băut la 15 ani. Eu sunt produsul acelei traume, cu toate dezideratele mele. Tu acum mai ești produsul? Evident! Păi, dar nu poți să le scoți. Că tu te-ai descoperit între timp. Dar n-are, uite așa, sunt za cu za. Ele te duc din una în alta. E ca dominou. Adică, trauma m-a făcut să-mi doresc cu siguranță să vreau să fiu cunoscută. Love me! Like me, da. Look at me. Ce vrei să fac ca să-ți placă de mine? Vrei să mă dezbrac? Vrei să fumez? Vrei să beau? Spune-mi orice, numai alege-mă pe mine. Profesia, intensitatea cu care mi-am făcut profesia a fost generată de traumă. Școala pe care eu o fac acum la 40 de ani pe care am făcut-o are legătură cu trauma. Faptul că eu sunt încă măritată și că la mine în casă se poate pune vorba despre orice, dar nu despre divorț, este datorită, în cazul de față, da, traumei. Da. Felul în care eu crezi, disperarea mea de cunoaștere și de a evolua și așa, are legătură cu trauma. Majoritatea celor cu care am plecat din casa de copii sunt morți, sau locuiesc în ferentari, sau au copii fără... și cresc singure copii, sau sunt dependenți de droguri, sau cerșesc. Nu era un om care să te ghideze, un om care să te ajute, care să te asculte sufletește? Nu exista așa ceva, adică erau... N-a existat, nu. Dacă se făcea, se forma o legătură între copii, cred că doar asta te ajuta să supraviețuiești acolo, dar nu aveai susținerea adultului. Adulții nu existau pentru noi. Adulții nu veneau, nu existau conversații. Nu exista să fii văzut, să percepi că ești văzut. Era un gard între casa de copii și școală și mergeam la școală acolo.
Dar și acolo eram izolați, că eram ăia de la casa de copii. Puțeam, aveam păduchi, aveam râie, toți, știi, ne era foame. Dar nu se formau relații, nu? Erau... Nu, dar în schimb odată, o colegă de acolo, de sărbători, în pragul, ea m-a dus la ea acasă, că, știi? Băi, mi s-a părut cea mai frumoasă casă de pe planetă. Pentru că felul în care ea m-a invitat a fost de la egal la egal. 13 ani avea Nadine când o mătușă a luat-o din orfelinat. Viața ei nu avea să fie ușoară, în ciuda faptului că locuia cu mătușa și cu cei doi verișori. Aceasta avea o situație financiară precară, iar Nadine era nevoită să lucreze la metrou, să adune iarbă pentru animale, să facă tot ce putea pentru a trăi și a-și îndeplini marele vis, să devină cântăreață. Am trăit cu teama că mă întorc. Ai trăit? Da. Acum, dacă mi-amintesc, am trăit cu teama. Dar pentru că nici statul nu era sigur că vrea să ne lase cu totul la mătușii mea. Dar tu știi lucrul ăsta că era mică, cum spui? Știam deja, nu eram atât de mică. Pe lângă faptul că era un copil din orfelinat, Nadine se confrunta și cu discriminarea din partea vecinilor. Își amintește cum oamenii se fereau de ea. Pe vremea Ceaușescu, imediat după, mentalitatea era aceeași. Faptul că s-a dus Ceaușescu nu înseamnă că românii dintr-o dată au zis: wow, ești negru, ce internațional din partea ta. Copiii erau înspăimântați, nu voiau nicio relație cu mine, lucru care m-a bucurat, pentru că nu mi-au pierdut timpul. Pentru că am putut să mă ocup de a construi cum aș vrea să-mi fie viața și să mă apuc să-mi sufleg mânecile și să fac acele lucruri. Sunt recunoscătoare acum, atunci m-a durut, pentru că se jucau, decupau frunze și pretindeau că frunzele sunt bani și trebuiau să stea la cu... Se mai întâmpla accidental să mă joc cu ei, că copiii, na, mai strâmbau din nas unii nu, părinții strigau, îi chemau în casă. Traumele copilăriei au împins-o spre băutură. Nadine povestește că ani de zile s-a confruntat cu dependența de alcool. Abia în urmă cu 5 ani a reușit să scape de acest viciu. Un mare ajutor a venit din partea soțului ei, care a înțeles-o și a sprijinit-o mereu. Nu mai puteam să cumpăr la sticle vinul, pentru că erau mici și multe, și învățasem să-mi cumpăr sticla, să-mi cumpăr cutii de vin. Și nu mai cumpăram o singură cutie, cumpăram două cutii și le puneam una peste cealaltă. Pentru că uneori se întâmpla să trebuiască să duc pe cealaltă din cameră, mai bine să fie aici. Și momentul când am spus că ceva groaznic se întâmplă, a fost când am stins țigara, am luat și am închis calculatorul cu Netflix-ul. Și am vrut să mă duc la culcare, pentru că era târziu, toată casa, toți dormeau deja. Dar am zis, ce-ar fi să mai îmi pun un pic, cât mă spăl pe dinți și așa, să mai... Și mi-am pus într-un pet din ăsta mic. Și m-am dus și am pus pe noptieră și fericită, după ce m-am spălat pe dinți și așa, m-am băgat în pat și am început să beau din petul ăla. Și n-am înțeles de ce mai aveam nevoie, dacă tocmai terminasem galoane de vin mai devreme, de ce mai... Bucata asta de timp, cât mai putea fi până mă adormeam? 15 minute, 20 minute, să nu pot să stau fără alcool. Și atunci am început cu rugăciunile și am zis, tată, e cu aoleu, ceva se întâmplă, eu nu pot să duc. Fă ceva și fă un download la informație, eu mă apuc mâine, descarc ce-mi trimiți și mă apuc de treabă. Și asta când? Cred că am făcut 5 ani. Dar soțul tău, cum mai îmi zice uneori, mă uitam la tine și știam că n-am ce să fac. Și zicea, știam că într-un fel, zice, aveam încredere tu o să te scoți și din asta, știi? Și am fost recunoscătoare, mă și cunoaște, nici nu întâmplător ne merge, pentru că a văzut dincolo de acel comportament. Viața a mai încercat-o odată, de parcă nu era deja un sac de box al destinului. În urmă cu 13 ani, sora ei, Ana, și-a pus capăt zilelor chiar în apartamentul în care copilărise și locuise cu Nadine și cu mama lor. Depresia, mama ei. Păi, au fost momente depresive pe care nu le-am perceput ca fiind depresive. Acum pot să... Și cu le-am identificat în terapie cu terapeutul și... Am avut noroc la mine după ce s-a întâmplat cu sinuciderea surorii mele. Ăla a fost un moment când am simțit că e un punct de cotitură pe care singură, cu tot ceea ce știu și cu tot ceea ce pot să-l fac, nu o să pot să-l trec. Și chiar atunci
A doua zi am cerut să mi se găsească și mie un ceva, să mă duc la cineva, zi de la, ca la carte, știi, să mă duc să m-aș fi internat, m-aș fi dat pe mâinile cuiva și eu să stau cu minte și să mă ajute să trec peste perioada asta. Și aia a fost o perioadă pe care am depășit-o cu ajutorul terapiei și a medicamentației. Pot să spun doar despre sora mea atât, că este un simbol a ceea ce se întâmplă atunci când nu tragi bățul ăla care trebuie. Eu sunt o loterie. Ea este norma. Situația ei de viață, destinul ei, este norma. Așa se întâmplă când intri într-o casă de copii la 4 ani, când n-ai părinți, când pe nimeni nu-i interesează. Ăsta e deznodământul. Șansele să-ți iasă, să stai, să fii invitată ca o mare doamnă adusă cu șoferul, să dai interviuri sau măcar să-ți câștigi existența și să fii, să te simți în siguranță în viața ta și în viața de zi cu zi, sunt minime. În 1995, Nadine a intrat în Școala Vedetelor și tot atunci a cunoscut succesul. Au urmat colaborări cu diferite televiziuni. Copilul din orfelinat a devenit cunoscut și ajunsese să prezinte emisiuni de succes. Totuși, agresivitatea a ajuns-o din urmă și atunci a decis că e cazul să renunțe la ce construise în România și a plecat să fie bonă și menajeră în America. A plecat pentru un an, dar a stat 7 ani. Nu mai îmi plăcea de mine, era agresivitatea de care vorbeam, își spunea din ce în ce mai mult cuvântul. Agresivitatea din casa de copii, nu? Da, cea dezvoltată acolo. Când erai, vrei să vezi sânge ca să... Ok. Și am adus-o cu mine în viața asta de persoană publică. Eram într-o intersecție și am intrat în cineva cu mașina intenționat. Și pentru că m-am enervat din nu știu ce, m-am mai dus la un bar și am luat o lopată și m-am bătut cu cineva pe acolo. Am vrut să iau mașina, să intru cu mașina în vitrină. Eu și beam în perioada aia, că iar a fost o perioadă de abuz de alcool. În urmă cu 11 ani, Nadine l-a născut pe fiul său Noah, dar temerile nu au dispărut și traumele și-au pus amprenta și în acest moment al vieții ei. Am făcut multe lucruri bizare din teama ca acest copil să... În primul rând mi-am sunat prietenii din senin să mă asigur că dacă se întâmplă ceva, tu mi-ai copilul. Și după aia sunam la altul. Fii atent. Eu i-am dat copilul lui cutărică, dar dacă lui se întâmplă ceva, ești imediat pe listă, da? Cam ce ar putea să întâmple? O daia nasoală, dar nu-mi lăsați copilul la casa de copii. Am sunat în altă țară. Fii atent, am 2 în România, 2 familii, dar dacă lor li se întâmplă ceva, ești pe listă, mii copilul și faci așa. Și m-am dus să fac acte la avocat. Și mi-a zis, doamna, dar nu există așa ceva. La 44 de ani și după 5 ani de terapie, Nadine își descrie viața așa. N-a fost o viață liniară și nici plictisitoare. Și mă gândesc că dacă tot am venit pe lumea asta, hai să fie interesantă. E adevărat că poate dacă ar fi fost cu un deznodământ nefericit, nu l-aș fi conștientizat dacă la cum văd lucrurile, dar poate că n-ar fi fost la fel. Dar îmi place că în fiecare zi trebuie să-mi suflec mânecile și să transform și să modelez. Și sunt recunoscătoare că eu port, am așa, când văd pe față, că mi-a spus ceva că ai pare ochii triști. Eu sunt niște, privirea mea e o bijuterie, pentru că din tot ce a fost mai urât, a ieșit doar o privire, știi? Care poate fi percepută ca fiind tristă pentru unii. Eu știu privirea, o știu, pentru că este în conexiune cu un istoric. Atât de personal, un istoric atât de, pentru care am foarte mult respect și sunt recunoscătoare că mi s-a dat, pentru că mă desăvârșește, scoate, mă șlefuiește, mă, fiecare situație de viață, oricât de dramatic ar fi fost sau nu, mi-a dat o formă și la sfârșit îmi place forma și îmi place că și eu am ceva, un cuvânt de spus în fiecare nouă formă pe care o iau, generată de viața mea.